Excelența voastră, domnule ambasador, distinși reprezentanți ai firmei câștigătoare a licitației pentru metrou, domnule secretar de stat, doamnă prefect, domnule primar al comunei Florești, cu care avem în parteneriat proiectul de metrou, doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit la ceremonia oficială de semnare a contractului pentru realizarea metroului municipiul Cluj-Napoca. Este vorba despre cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Clujului, un proiect de 2,2 miliarde de euro, proiectare și execuție, care acoperă 19 stații și 21 de kilometri. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule prim-ministru, domnule ministru, domnilor miniștri, aș vrea să fac o scurtă prezentare a acestui proiect înainte de a proceda la tehnicalitățile necesare semnării proiectului, și anume de a putea observa importanța acestui proiect pentru Cluj. Aș ruga să postați pe ecran această hartă, care surprinde toate proiectele majore pe care noi le avem la Cluj: proiectul de metrou, proiectul de centură metropolitană, proiectul de tren metropolitan și coroborarea acestor proiecte pentru ceea ce înseamnă mobilitatea și dezvoltarea economică a Clujului. Acum, în privința metroului, aici avem trasat cu roșu linia întreruptă. Aici este punctul din Florești, de la capătul Floreștiului, pentru cei care cunosc, cea mai importantă comună din România, având în vedere dimensiunea demografică, cu peste 70.000 de locuitori. Deci de aici, din Florești, vine metroul de la Țara Moților, așa cum se numește stația din Florești, ajunge și parcurge pe lângă Spitalul Regional de Urgență, urmează acest curs și ajunge aici în Cluj la ceea ce noi numim podul Ira. Aici este locul unde metroul se întâlnește cu trenul metropolitan și de la metrou cu trenul metropolitan se poate ajunge la ceea ce cu toții ne dorim, aeroport, de a realiza acel intermodal, legătura gară-aeroport și conexiunea metroului cu trenul metropolitan. Metroul are aici două ramificații, una care merge spre Bulevardul Muncii, una care merge spre Sopor din acest moment, din acest punct, și ajunge la ceea ce noi numim stația Europa Unită, această stație de unde va începe de altfel și construcția metroului după parcurgerea procedurilor legale. Deci, acesta este foarte pe scurt traseul. Cu alb aveți în față proiectul centurii metropolitane a Clujului, tronsoanele care se află în licitație, acest tronson mic care este deja în licitație, Cluj-Florești pentru Spitalul Regional de Urgență, și tronsonul 2, inclusiv drumurile pe care Primăria Florești și Primăria Cluj le face, drumul de legătură, dar tot acest tronson alb, cu toate aceste stații, puteți observa, reprezintă centura metropolitană, un proiect major al Clujului, și care ne va ajuta să ducem Clujul la nivelul anului 2030-2050 alături de metrou și de trenul metropolitan. Fac doar precizarea că doar pe axa Cluj-Florești peste 70.000 de mașini intrau și ieșeau din Cluj în 2017. Gândiți-vă câte sunt acum. Configurația acestui teritoriu nu permite o altă soluție care să fie viabilă și prezentată de specialiști decât soluția metroului pentru a face față la dezvoltarea economică și la mobilitatea de care avem nevoie. În 2031, anul de punere în funcțiune a metroului, vom avea 164.000 de călători pe zi. Ce înseamnă asta? Mai puțin cu 29.000 de mașini în oraș, încă din primul moment al punerii în funcțiune a metroului. Iar în termen de verde, într-un an de zile, metroul practic elimină gaze cu efect de seră în echivalent a 500.000 de copaci plantați. De aceea, noi încă o dată suntem recunoscători, domnule prim-ministru, domnule ministru Guvernului României. Arătăm prin acest proiect că România își respectă Clujul, Guvernul României respectă Transilvania, respectă capitala Ardealului și pentru asta, repet încă o dată, mulțumiri tuturor celor care au contribuit la acest proiect, începând cu părinții fondatori, domnul ministru Bode, în calitate de ministru al transportului, domnul ministru Boloș,
dar, domnule prim-ministru, vreau să subliniez în egală măsură colaborarea excepțională cu domnul ministru Grindeanu și cu echipa domniei sale în parcurgerea procedurilor legale strict prevăzute de lege, atât în privința proiectului metroului, cât și în privința centurii. O colaborare, repet, demnă de invidiat în sensul bun al cuvântului, model de bună practică, cred eu, care arată că da, se poate în această țară, dacă fiecare își face datoria cu bună credință, să utilizăm aceste resurse naționale și europene în bunăstarea, pentru bunăstarea românilor. Și în ultimul rând, domnule prim-ministru, dumneavoastră vreau să vă mulțumesc personal pentru că din primul moment când ați fost la Cluj și ați fost informat despre aceste proiecte, ne-ați sprijinit cu tot ceea ce a însemnat demersul legislativ, pentru că am avut nevoie de o grămadă de hotărâri de guvern de promovat, dar și cu susținerea instituțională, financiară și de viziune. Pentru asta, încă o dată, apreciem ceea ce faceți pentru România, pentru că Clujul este România, România este și la Cluj, avem nevoie de motoare regionale de dezvoltare, ele fac România mai puternică, iar aceste proiecte, cu siguranță, vor fi și în beneficiul Clujului, dar evident și în beneficiul României. Înainte de a trece la semnare, dacă colegii mei au pregătit, avem și un film de 2 minute și 30 de secunde, să vedem așa, 2031, cum va arăta metroul la Cluj, proiectanții au realizat o simulare video, cum arată din țara moților până în Europa Unită și simbolică și simbolică care se află din țara moților în Europa Unită sau din Europa în țara moților. Și așa, practic, va arăta un lucru câteva stații datate în materialul acesta. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Sportului. Această prezentare. Domnul Păruciu să mă ajute cu un răspuns la întrebare la ce adâncime se realizează metrou. Medie cam care este 8 metri adâncimea, 8 metri are adâncime de la care se lucrează. Bun. Acum vom trece la partea care vizează semnarea contractului și am plăcerea că alături de noi să avem reprezentanții firmei câștigătoare. În primul rând, aș vrea să felicit firma Guillermark, ca lider de proiect, pentru câștigarea acestei licitații.
De asemenea, să salut prezența la ceremonia noastră a domnului ambasador al Turciei, prezent aici, excelența sa. Am avut onoarea să ne vedem dimineață și thank you so much for your presence here for this important event. Avem alături de noi, din partea câștigătorului licitației și a liderului de proiect, pe domnul Gürdal Iktabashi, CEO și reprezentant semnare Güler Mark Turcia. Bine ați venit. Domnul Unmutkan Ilmaz, branch manager România și reprezentantul semnare Güler Mark Polonia. Bine ați venit. Domnul Burak Yurt, director de proiect. Bine ați venit. Domnul Emarh Bas, director dezvoltare. Și doamna Cristina Runcanu, manager dezvoltare și licitații. Bine ați venit și încă o dată felicitări. Vă invit acum să procedăm la semnarea contractului, după care o să vă invităm să facem o poză pentru memoria instituțională a metroului de la Cluj, împreună cu părinții fondatori a acestui important proiect. Vă invit să procedăm la semnarea contractului pe care îl avem în față, în momentul de față. De asemenea, vreau să salut prezența în sală a domnului director Nair, domnul director Pistol, căruia vreau, de asemenea, domnule ministru, să-i mulțumesc pentru colaborarea de excepție de la nivel tehnic pentru ceea ce a însemnat derularea proiectelor care vizează infrastructura rutieră. Fără sprijinul și promptitudinea în a răspunde complexelor problemelor care le aveam, n-am fi reușit să ajungem cu un tronson deja în fază de evaluare și cu celelalte, și cu celălalt tronson format din două pachete, într-o fază avansată, chiar dacă dificultățile unui asemenea proiect major sunt mari, dar împreună cu dumneavoastră am reușit de fiecare dată să găsim drumul bun. Mulțumesc, domnule director.
Să fie într-un ceas bun, Doamne ajută. Mulțumim Guvernului României. Se poate aplauda, da, nu. Felicitări. Mulțumim Europei, mulțumim Guvernului României, succes firmei și în parteneriat cu dumneavoastră vom reuși. V-aș invita, domnule prim-ministru, domnilor miniștri, împreună cu reprezentanții firmei, să facem o poză de istorie pentru ceea ce înseamnă metroul de la Cluj. Reprezentantul liderului de proiect, Güler Mark, să adreseze un scurt mesaj audienței. Putem folosi traducerea, așa încât să avem traducere asigurată, încât vă rog să procedați. You have the floor, sir. We are going to translate your speech. Thank you very speech. Much. Please. As Güler Mark, Alstom, Arcada Consortium, we are proud to be here. It's an honor for us to be here. We would like to thank you very much to Prime Minister, Deputy Prime Ministers, Ministers, and Mayor of Cluj-Napoca City, Mr. Emil Bok, and all esteemed participants. Consortium members, Alstom and Güler Mark, we recently completed the biggest project in Dubai, Metro project, which is very similar to this one. It's an iconic project. I recommend to translate. If you have the translation, yeah. Please use that translation. The English is common here, but I would prefer to have a translation. So please use the translation. În calitate de reprezentant al companiei Güler Mark, aș dori să vă mulțumesc pentru câștigarea acestui proiect, să-i mulțumesc domnului prim-ministru, domnului primar și aș dori de asemenea să vă anunț că subsidiare ale companiei noastre au câștigat un proiect similar în Dubai. This is not this consortium's first project, as I said. We recently completed a similar scale landmark project, and it was the biggest project in Dubai, Dubai Metro project, and quality-wise, both projects are very similar, I have to tell you. And Arcada and Alstom, they are working together in Romania for many railway projects, and they have completed already several of them. So this consortium is not just created for this project, but we know each other. We believe we will work together in a good harmony, and we are committed to complete this project. We are committed to Cluj people on time and with the highest quality. Thank you very much. Partenerii noștri, Alcada și Alstom, au
încheiat un proiect similar în Dubai, care este un proiectul cel mai mare de infrastructură al Dubaiului. Deci, ei sunt gata să execute aceeași calitate și aici la Cluj și suntem angajați în fața dumneavoastră, domnule primar, și în fața cetățenilor clujeni, să asigurăm cea mai înaltă calitate și la termenele decise. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu, din sinceritate. Thank you so much. And we trust that together we can succeed and to complete the project, as you said before. Înainte de a urma următorul moment, aș vrea să salut de asemenea prezența în sală a colegilor noștri europarlamentari, a liderului grupului Partidul Național Liberal din partidul din Parlamentul European, domnul Rareș Bogdan, un om al Clujului dintotdeauna, pentru suportul constant pe care l-a arătat și l-a asigurat și pentru dedicarea față de problemele Clujului. Evident, domnului Daniel Buda, chiar dacă domnia sa are ca preocupare principală agricultura, niciodată n-a uitat de infrastructură, că știe că până ajunge la agricultură ai nevoie de infrastructură, poate nu știu dacă de metro, dar cu siguranță de centură, cu siguranță. Le mulțumim pentru această intervenție. De asemenea, salut prezența cancelarului, șeful cancelarii domnului prim-ministru, pe domnul Mircea Prudean, pentru suportul constant în materie de infrastructură, astfel încât lucrurile să poată evolua în direcția corectă. Și evident, în ultimul rând, părintului fondator, așa cum a spus la început, domnul Bode, cu care am început discuțiile inițiale și a avut răbdarea să ne asculte, să ne înțeleagă și să parcurgem pașii spre a ajunge după aceea la ceea ce domnul Grindeanu, împreună cu echipa dumneavoastră, domnule prim-ministru, a reușit să ducă mai departe. În consecință, acum îmi revine marea plăcere să-l invit la cuvânt pe ministrul transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, cu mulțumirile clujenilor și cu respectul pentru profesionalismul muncii față de, pe care l-ați arătat față de Cluj. Domnule ministru, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, domnule prim-ministru, dragi colegi. Dați-mi voi, în primul rând, să salut această asociere dintre o companie turcă, companie franceză cu sucursală în România, Alstom, și o companie românească, Arcada. Eu zic că este important să spunem că vorbim aici de un consorțiu, mai ales că Alstom împreună cu Arcada, în această asociere, au câștigat proiecte finanțate din fonduri europene și, dacă stau să mă gândesc bine, inclusiv din PNRR, pe Episcopia Bihorului Cluj, sunt cele patru tronsoane de care știm foarte bine, parte dintre ele realizate de această asociere. Deci, cu alte cuvinte, aveți un consorțiu de companii serioase, care sunt convins că se vor ține de termenele asumate și de termenii contractului. Acum, dați-mi voie să vă spun foarte, foarte scurt așa ceva, și anume că eu, ca bănățean, ca timișorean, să știți că sunt invidios pe dumneavoastră. Și sunt invidios pe clujeni. Și am să mă explic. Sigur că în tot acest an și jumătate am încercat amândoi să ne ținem de bornele pe care le aveam, noi și echipele noastre, de la primărie și de la minister, și mulțumesc echipei din Primăria Cluj pentru modul în care au colaborat cu colegii mei din minister. Am încercat să ne ținem de aceste borne astfel încât să le atingem, să se reușească să se semneze și să accesăm sumele de bani. Dar sunt invidios pentru că administrația din Cluj, ca bănățean, primarul Clujului, a știut să pună în PNRR proiecte importante pentru Cluj. Ăsta e un lucru pentru care merită toate felicitările administrația condusă de primarul Emil Boc. Mulți, probabil că în momentul când se vorbea de metrou, credeau că vorbim sau se discută de SF-uri, de filme științifico-fantastice. Iată că lucrurile sunt puse în practică, tot timp cât îți propui lucruri serioase, lucruri care să țină de dezvoltarea orașului, ele se și pot întâmpla. Vă felicit din toată inima
Mi-aș dori ca și administrația din Timișoara să fie capabilă să facă așa ceva. Din păcate nu este. Și poate învață pe viitor să se uite la cei cu experiență mai mare care reușesc să facă proiecte de anvergură. Mulțumesc încă o dată, vă doresc mult, mult succes și celor din acest consorțiu le doresc să se țină de ce am spus la început, de termenele și termenii contractului. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, încă o dată pentru suportul instituțional și profesional pe care ni l-ați acordat. Așa cum am spus, eu îl consider un model de bună practică de colaborare instituțională când dorești să se întâmple lucruri și te dedici infrastructurii din România. Mă bucur că am putut să ajungem în această etapă și sunt convins, urmând același profesionalism cu aceeași seriozitate, putem derula și restul proiectelor. Excelența voastră, domnule prim-ministru, toate acestea n-ar fi fost posibile fără ca în fruntea guvernului să nu există un prim-ministru care să susțină, să creadă și să creadă că aceste proiecte pot fi realizate pentru România, pentru că, așa cum spunea domnul ministru Grindeanu, la multă lume, la un moment dat, credea că pot să fie doar simple idei științifico-fantastice. Dumneavoastră ați crezut din primul moment în noi și ne-ați acordat sprijinul instituțional necesar. Așa cum am spus, fără sprijinul României și al Uniunii Europene, acest proiect nu s-ar fi realizat niciodată. Dar evident că dincolo de România și Uniunea Europeană sunt oameni, iar oamenii fac diferența. Dumneavoastră, cu domnul ministru Bode, împreună cu domnul ministru Grindeanu, domnul ministru Boloș, ați făcut diferența pentru Cluj și pentru asta încă o dată vă mulțumim și vă adresăm rugămintea de a adresa mesajul domniei voastre. Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Vă mulțumesc, domnule primar, domnilor miniștri, domnilor europarlamentari, distinși membrii și colegi ai domnului primar Boc în primărie, distinși reprezentanți ai consorțiului, excelența voastră, domnule ambasador, doamnelor și domnilor, mă bucur să revin la Cluj cu o astfel de ocazie în care se lansează un proiect în premieră în România. Este primul proiect în ultimii 30 de ani de o asemenea valoare, dar îndeoseb de o asemenea însemnătate, pentru că aici discutăm de al doilea oraș, al doilea municipiu, reședință de județ, care, după capitala României, care va avea un astfel de mijloc de transport, metroul. Am fost de mai multe ori la Cluj și am discutat o serie întreagă de proiecte, de activități specifice care au făcut Clujul să fie remarcat nu doar în regiunea de nord-vest, nu doar în România, nu doar în partea central-este europeană, ci la nivelul întregii Europe, pentru că în diferite analize regăsim municipiul Cluj-Napoca fiind remarcat ca un oraș în care condițiile de viață, calitatea vieții, evoluția economică se ridică la nivelul standardelor din țările dezvoltate. Domnul primar Boc a fost foarte generos lăudându-ne pe noi. Noi nu am făcut altceva decât să venim și să sprijinim un proiect care aparține autorităților locale. Și am înțeles în timpul acestei guvernări cât de importantă este coordonarea și sprijinul între autoritățile locale și autoritățile centrale. Practic, acest proiect este rezultatul eforturilor complementare dintre cele două niveluri de autoritate.
Domnul ministru Grindeanu spunea mai devreme că este invidios. Nu că am fi din partide diferite, eu nu sunt invidios. Eu am să folosesc acest proiect și acest eveniment pentru a promova încă o dată modelul administrației care are încredere în potențialul propriu, care are încredere în sprijinul autorităților centrale și iată, poate să demareze proiecte în sprijinul cetățenilor. Privind filmul de prezentare, la un moment dat, în fundalul sonor, a fost semnalul atenție, se închid ușile. Eu cred că acum, aici în primăria Cluj-Napoca, putem să spune, atenție, se deschid ușile. Se deschid ușile către o cale care poate să reprezinte și pentru celelalte autorități locale un nivel de ambiție, un standard pe care trebuie să-l asigurăm cetățenilor pe întreg teritoriul României. Acest proiect s-a vorbit de el de foarte mult timp și a fost așteptat foarte mult de către locuitorii municipiului Cluj-Napoca, de către locuitorii celei mai mari comune din țară, Florești, și eu sunt convins că mulți poate nu au mai crezut în el. Au apărut acele probleme când față de situația inițială în care se identificaseră prin proiect anumite costuri, odată cu criza pandemică, cu declanșarea conflictului din Ucraina, cu criza energetică, știm cu toții că prețurile la materiale, la tot ceea ce a însemnat lucrări în infrastructură, au crescut enorm de mult și sunt convins că domnul primar Boc, atunci când a mulțumit domnului ministru Grindeanu, când a mulțumit guvernului, s-a referit la faptul că am avut capacitatea să putem să asigurăm și să modificăm reglementările și legislația în vigoare, astfel încât să existe o adaptare a costurilor de proiect în funcție de evoluția costurilor la materiale, la manopere, la tot ceea ce înseamnă desfășurarea și dezvoltarea unui astfel de proiect. Metroul nu este doar o chestiune prin care se rezolvă fluidizarea traficului. Am putut să vedem pe drum de la aeroport până la primărie că în municipiul Cluj, după tot ceea ce a însemnat explozia de potențial și oportunități în domenii de activitate diferite, pornind de la IT până la dezvoltări imobiliare, prezența companiilor care produc piese și echipamente pentru industria auto, tot ceea ce a reușit să pună amprenta în dezvoltarea economică a municipiului Cluj, a atras ca un magnet, a polarizat nu doar investitori, ci și oameni. Oameni care au găsit acei locuri de muncă, oameni care au găsit la Cluj-Napoca o calitate a vieții superioară față de celelalte oferte din țară, poate chiar și din străinătate, pentru că nu de puține ori m-am întâlnit cu parteneri din străinătate și mulți vorbesc despre Cluj, vorbesc despre potențialul Clujului în aceste domenii de activitate. Și atunci, încă o dată, metroul este o necesitate și în felul acesta am considerat că este absolut normal să venim în sprijinul autorităților locale și să
realizăm acest proiect. Cred de asemenea că este important de subliniat faptul că în angajamentul nostru de a asigura mijloace de transport cu emisii de carbon zero, cu poluare zero, metroul face parte din această categorie de mijloace de transport. Deci ne înscriem perfect în obiectivele noastre și ale Uniunii, ale noastre ca țară și ale Uniunii Europene. Este de asemenea o oportunitate, iată, pentru un consorțiu în interiorul căruia se găsește și o companie românească. Este nu doar un proiect unde se va realiza o capabilitate de transport, dar cred că este și un proiect unde se vor consolida locuri de muncă, mai multe locuri de muncă, mai bine plătite. Este un proiect care asigură predictibilitate pentru că el urmează să se finalizeze în 2030, după 2030, în funcție de cum evoluează proiectul, iar pentru că tot am vorbit de timp, mă aștept și aici mă uit la reprezentanții consorțiului să finalizeze acest proiect în termenul asumat. Deci, iată, sunt atât de multe beneficii pe care noi le-am avut în vedere atunci când ne-am implicat în acest proiect. Este angajamentul nostru guvernamental, este angajamentul, și aici am să fac un pic de politică, sper că nu se supără domnul ministru Grindeanu, este un model de administrație liberală, este un model de guvernare liberală și împreună cu colegii noștri de coaliție, cu partenerii noștri de coaliție, am înțeles cu toții că nu este niciun fel de supărare și aici mi-a plăcut exprimarea domnului ministru când a zis că îl invidiază pe domnul primar, pentru că, iată, este puterea fiecăruia dintre noi de a recunoaște lucru bine făcut, acolo unde este bine făcut. Iar aici, la Cluj-Napoca, lucrurile se fac așa cum trebuie. Doresc, în final, să vă mulțumesc pentru această oportunitate, dumneavoastră, domnule primar, tuturor colegilor dumneavoastră implicați în acest proiect, în faptul că ați crezut în el, pentru faptul că, de asemenea, ați avut încredere că noi vă putem ajuta de la nivelul guvernului și doresc să mulțumesc în mod deosebit celorlalte instituții. Și aici mă refer la domnul ministru Grindeanu și Ministerul Transportului împreună cu compania CNAIR, pentru că au demonstrat că nu contează pe teritoriul cărei unități administrative se desfășoară proiectul și cine conduce acea unitate administrativă. Important este că vorbim despre un proiect pentru români, un proiect pentru România, care într-adevăr produce dezvoltare, asigură dezvoltare. O să-i mulțumesc domnului ministru Bode, pentru că dumnealui a fost inițiatorul pe vremea când era ministrul transporturilor și doresc să le mulțumesc celor doi europarlamentari, pentru că și domnului Rareș Bogdan și domnului Buda, pentru că prin activitatea dumnealor au făcut în așa fel încât, iată, România să poată beneficia de fonduri europene, fonduri care astăzi dezvoltă România alături de celelalte linii de finanțare și, desigur, alături de banii asigurați pentru investiții. Și aici am să repet, 112 miliarde de lei asigurați de la bugetul de stat pentru investiții, adică aproximativ 22 de miliarde de euro bani de la bugetul de stat alocați pentru investiții. Doar așa putem să dezvoltăm România. Este singura modalitate și Clujul demonstrează. Folosind banii pentru investiții, ne putem dezvolta.
putem să asigurăm în felul acesta și locuri de muncă mai bune, putem să dăm o speranță oamenilor că pot să-și crească fiii și fiicele acasă în România, că există o calitate a vieții similară cu cea din țările dezvoltate și așa mai departe. Ca atare, tuturor, încă o dată vă mulțumesc, iar consorțiului, pe lângă mulțumiri, îi readuc în vedere necesitatea finalizării proiectului la termen. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos, domnule prim-ministru! Înainte de a trece la ultima etapă a acestei ceremonii, care va însemna conferința de presă cu întrebări din partea dumneavoastră adresate participanților, aș vrea, pentru corectitudine istorică, să-mi permiteți, deși n-a fost prevăzut în protocol, să-l invit pe domnul ministru Bode să adreseze câteva cuvinte, pentru că, așa cum îl știți, extrem de prietenos, dar atât de riguros atunci când îi cer ceva, când am început discuția despre posibilitatea includerii atât a centurii cât și a metroului în PNRR, mi-a spus ok, ascult, dar argumente. Argumente, argumente, argumente. După ce ne-a ascultat serios și a venit cu echipa de specialiști, a spus, putem să promitem doar că ducem mai departe și analizăm. Și dacă va răspunde exigențelor pe care Europa le are și de asemenea Ministerul Transporturilor, bine, dacă nu, rămânem prieteni în continuare și nu se poate. Îi mulțumesc pentru timpul pe care și l-a dedicat atunci când a fost momentul de pornire și pentru că, fiind riguros, ne-a obligat și pe noi să fim riguroși încă din primul moment, ca să putem fundamenta un proiect. Vă rog, domnule ministru, repet, chiar dacă timpul e limitat, o să vă rog să adresați câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc, domnule primar. M-a surprins din nou. Așa este, nu era un plan. Vreau înainte de toate să vă mulțumesc pentru invitație și pentru statutul meu menționat aici, părinte fondator al celui mai mare proiect de investiții din această regiune, magistrala 1 de metrou Cluj. Așa este, este o imensă bucurie să văd că munca noastră din urmă cu 3 ani, din 2020, dă rezultate. Atunci, așa cum bine vă amintiți, am decis să descentralizăm marile proiecte de investiții în infrastructura de transport. Am decis să dăm posibilitatea administrațiilor locale, care sunt capabile să implementeze mari proiecte de infrastructură de transport, să o facă, iar Guvernul prin Ministerul Transporturilor să asigure finanțarea. Asta înseamnă, într-adevăr, descentralizare adevărată în ceea ce privește implementarea marilor proiecte de infrastructură. Prin implicarea tuturor structurilor Ministerului Transporturilor de atunci și a primăriei, fără doar și poate, prin seriozitate, cu siguranță, iată că putem să avem rezultate, pentru că noi atunci, dacă vă amintiți, domnule primar, am realizat un plan investițional pentru modernizarea infrastructurii de transport 2020-2030 cu posibilitatea de prelungire până în 2050. L-am adoptat în guvern și atunci, într-adevăr, am discutat cu dumneavoastră care ar fi principalele obiective pe care le vizați în acest plan ambițios de 10, 20, 30 de ani. Și din câte mi-amintesc, erau 6 obiective mari. 3 sunt astăzi cu finanțare asigurată în PNRR. Mă refer la autostrada Transilvania, mă refer la magistrala de metrou, tronsonul 1, și mă refer la calea ferată Cluj-Episcopia, inclusiv modernizarea și sistematizarea circulației pe o zonă foarte aglomerată din Cluj-Napoca, tăietura Turcului. Aceste 3, întâmplător, iată că nu are nicio legătură cu cei care realizează metrou. Da. Ei, celelalte 3 proiecte sunt
calea ferată Cluj-Tăiuș, este trenul metropolitan și este centura metropolitană. Toate șase proiecte, cele șase proiecte, aveau finanțare asigurată în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro. Ce s-a întâmplat? Nu vreau să comentez, pentru că unii sunt doar cu gălăgia. Și atât. Dar suntem bucuroși că astăzi constatăm că trei din aceste proiecte, metroul, linia de cale ferată Cluj-Episcopia Bihor, respectiv autostrada Transilvania, au finanțare. Domnule primar, îmi doresc să fim împreună și să le vedem pe toate cele șase proiecte implementate. Felicitări și mult succes în implementarea acestui proiect. Mulțumim frumos, domnule ministru, încă o dată pentru suportul constant pe care l-am simțit. Domnule prim-ministru, domnilor miniștri, ați spus corect, firma are o mare responsabilitate în implementarea proiectului, dar în egală măsură vreau să vă spun că și noi suntem conștienți de uriașa responsabilitate pe care o avem în a fi parteneri și de a implementa împreună acest proiect. Și vreau să spun că la această masă avem doi oameni, două persoane, Mircea Brudean, în calitate de prefect al Clujului, doamna Irina Muntean, actualul prefect al Clujului, care din primul moment, când a spus plecând la drum cu acest proiect, am spus fără voi, fără tot ecosistemul de avizare despre care s-a vorbit aici, nu facem nimic. Vreau să știți că vor 56 de avizatori sunt în aceste proiecte de metrou și de centură. Și fără prezența domnilor în capul mesei și model de bună practică de a transmite structurilor deconcentrate că aceste proiecte sunt importante, n-am fi ajuns aici. Și de aceea vreau să le mulțumesc pentru această implicare, pentru că fără ei și fără suportul lor în continuare, ne va fi foarte greu. De asemenea, domnul acum secretar de stat, Ovidiu Câmpean, la acea vreme șef al absorției fondurilor europene din primărie, cu rol decisiv în descălcirea mecanismelor necesare, ne-a ajutat și ne ajută. Nu în ultimul rând, managerul orașului, domnul Șurubaru, atașat proiectelor de infrastructură, șefa serviciului de achiziții publice, și nu le-a fost ușor ca împreună cu domnul Poruțiu să gestioneze o achiziție pe care multă lume spunea că este imposibil să se facă la nivel local, cu seriozitate au reușit. Și în ultimul rând, îi mulțumesc domnului Blaiu pentru perseverența cu care mă sprijină în toate proiectele de infrastructură ca lucrurile să meargă în direcția corectă. Deci, sunt mulțumiri, ca să știu ce să vă cer în continuare, ca să știți că ne așteaptă o muncă grea, evident, alături de partenerii noștri. Dar suntem serioși și știm ce avem de făcut. Cu permisiunea dumneavoastră, cât timpul vă mai permite, domnule prim-ministru, pentru câteva întrebări, domnule ministru, domnule ministru, din partea mass mediei, în limita rezonabilității, vă stăm la dispoziție, distinge prezența de presă, având în vedere însă că agenda este extrem de încărcată și timpul nostru este limitat. Dar, dacă sunt întrebări din bună ziua, partea domnule, mediei, vă rugăm. Domnule prim-ministru, Alex Prunean, sunt de la Observator. Președintele Iohannis spunea mai devreme că în cazul în care profesorii nu renunță la grevă, rotativa se va amâna, procedurile pentru rotativă. Nu depinde de dânsul, de aceea vă întreb pe dumneavoastră ce se va întâmpla practic mâine. Depinde de noi toți și depinde de a înțelege situația și contextul în care ne aflăm. Încă de la începutul acestei acțiuni de protest a sindicatelor din educație, am căutat să demonstrăm că înțelegem și că, într-adevăr, profesorii din România, cei care ne-au pus creionul pentru prima dată în mână, cei care ne-au învățat pentru prima dată și ne-au deschis ochii pentru ceea ce urma să însemne viitorul și evoluția noastră într-o profesie sau alta, merită recunoștința noastră și merită într-adevăr să fie situați pe grila de salarizare, acolo unde noi ne-am asumat, atât prin programul de guvernare, cât și la nivelul coaliției, că trebuie să fie. Am avut un dialog deschis și am fost de fiecare dată
cât se poate de disponibil pentru ceea ce a însemnat prezentarea reală, onestă, a ceea ce poate să ofere guvernul în acest moment. Și am rugat de asemenea și îi rog în continuare, fac apel la profesorii noștri, la dascălii noștri, fac apel să înțeleagă, să nu ne împingă să facem aceleași greșeli care s-au făcut în acești 30 de ani. Pentru că ne-am asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență să venim cu o nouă lege a salarizării. Am făcut în așa fel încât să devansăm toate procedurile pentru elaborarea legii și în perioada imediat următoare, pe baza studiilor de la nivelul Ministerului Muncii, Ministerului Educației, împreună cu Banca Mondială care desfășoară acest proiect, să avem până la data de 15 iulie proiectul finalizat, iar de la 15 iulie personalul din educație va intra în discuții cu Ministerul Muncii, fiind prima categorie socioprofesională care va avea clarificat acest aspect. Ca atare, în acest moment, îi rog încă o dată, cât se poate de sincer și de onest. Cred că am demonstrat în această perioadă că tot ceea ce ne-am asumat, am făcut. Tot ceea ce am promis, am făcut. Nu pot să le promit acum și nu voi promite niciodată ceva ce nu se poate realiza. Și nu voi face niciodată ceva ceea ce consider că este greșit. Dacă nu am învățat din greșelile pe care le-am făcut în acești ani de zile, atunci înseamnă că suntem în continuare pe un parcurs care ne va duce din greșeală în greșeală fără să putem să finalizăm și noi ceva cum se cuvine. În continuare, am lăsat la guvern echipa ministerială și consider că este un moment să discutăm din nou. Peste puțin timp, după ce finalizăm această conferință de presă, mă voi întâlni cu reprezentanții sindicatelor din educație de aici, din Cluj. Voi discuta și le voi prezenta aceeași abordare, pentru că asta este în momentul de față și sper ca împreună cu dumnealor să găsim o înțelegere și îi rog să zăbovească puțin până când finalizăm. O lună jumate nu cred că reprezintă atât de mult în economia celor 32 de ani în care s-au întâmplat atâtea. România este a treia țară din Europa ca nivel de dezvoltare economică. Avem al treilea produs intern brut în Europa. Inclusiv pe primul trimestru ne situăm pe locul al treilea. Este o situație pe care am gestionat-o cu toate problemele care au fost. Încă o dată, am plecat de la criza de COVID-19, am preluat criza energiei, am intrat în aceste efecte ale războiului din Ucraina, au venit celelalte efecte ale crizei economice, inflație și așa mai departe. Le-am gestionat astfel încât România a fost printre țările care a avut cea mai consolidată stabilitate și cea mai consolidată creștere economică. Ne aflăm pe același trend. Dacă dascălii și profesorii noștri nu înțeleg că asta este realitatea și avem nevoie în continuare de stabilitate, stabilitate politică, stabilitate în viața socială, în viața fiecărei urbe, să putem să construim, atunci eu mai mult de atât nu am ce să fac. Ajung la București, discut cu partenerii de coaliție și luăm o decizie. Răzvan Dan, știrile Pro TV. Domnule Grindeanu, domnule Boc, o întrebare tehnică despre metrou. Potrivit datelor din proiect, ar trebui să fie scoase 4 milioane de metri cub de săpătură. După ce scoatem din calcul proiectarea care ar dura un an și toate cele, ar mai rămâne 2 ani pentru ca
primăria, administrația să nu piardă finanțarea. Credeți că este posibil ca în 2 ani de zile să se scoată această pătură? Ar fi vorba despre 266.000 de camioane de săpătură, calculat în 2 ani de zile, 365 de zile lucrătoare, un camion la 2 minute. În documentația tehnică aveți toate răspunsurile aferente. De știut faptul că până în 31 iulie 2026 nu trebuie finalizat întregul metrou. Să ne înțelegem. Sunt 9 stații de la Sopor până la Calvaria și aceste stații nici măcar nu trebuie să fie funcționale. Aceste stații, repet, au o sumă de 300 de milioane de euro și care au un plan în detaliu, în documentația de licitație validată și asumată de către câștigătorul licitației, cu toate soluțiile pentru depozitare și transport în documentația aferentă. Așa cum până acum toate termenele legale au fost respectate, când nimeni nu credea, la fel și de aici înainte, cum au făcut și alții metrou în alte părți ale lumii, alții l-au făcut chiar la începutul secolului 19, și noi suntem în secolul 21 și avem 9 stații și nu 100, cu profesionalism și respectând rigorile prevăzute în documentațiile tehnice, le vom aplica. Nu confirm datele dumneavoastră tehnice spuse pentru că trebuie să verific exact în documentație, dar ele, repet, sunt validate de către specialiști. Nu de către mine, că nu eu am cerut aceste lucruri să le pun acolo, ci specialiștii au spus exact ceea ce se poate face. Iar dovada că astăzi ne-am îndeplinit împreună cu Ministrul Transporturilor, prin seriozitatea de care domnia s-a dat dovadă și de profesionalismul și echipei manageriale, demonstrăm că putem să ducem mai departe și continuarea acestui proiect în termeni stabilite. Repet, 2026 este doar prima etapă. Dacă îmi dați voi, aș dori să ajung sus să mă văd cu reprezentanții sindicatelor din învățământ. Mai este vreo întrebare? Dacă mai este o întrebare pentru... Bună ziua, am o întrebare, Diana Chisteliță de la NCN, o întrebare pentru domnul Bode. Cum comentați Mulțumesc. Cum comentați demisia președintelui Consiliului Național de Etică ca protest pentru decizia cum că lucrarea n-ar fi fost plagiată? Sunt convins că vor mai fi multe ocazii să discutăm în spațiu public despre aceste lucruri. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezența la această ceremonie, domnule ministru, domnule prim-ministru, și mulțumesc tuturor pentru modul în care până acum ați abordat cu profesionalism proiectul acesta important pentru Cluj. O zi bună tuturor, declar ceremonia închisă.